Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doi americani pensionari au vândut tot și au plecat într-o croazieră în jurul lumii pe viață. Ei au observat că traiul e mai ieftin în felul ăsta, deși mai ieftin pe apă decât pe uscat. Îi cheamă Grace și Jerry, au peste 70 de ani. Sunt acum printre cei aproape 800 de pasageri de pe o navă de croazieră care se cheamă Villa V Odyssey. Și vila asta, pe apă, va călători timp de 3 ani și jumătate în jurul lumii și după aceea o să o ia de la capăt. Deci călătoria a început în 30 mai, joia trecută, va consta în vizitarea 425 de porturi din 147 de țări de pe toate cele 7 continente. Parcă văd că ajung și la Constanța. Sulina? Sau la Sulina, da. De 2 ani, soții Grady locuiau cu chirie undeva în Sicilia, pentru că doamna Grady s-a născuse în Sicilia, nu le mergea prea bine și au hotărât să-și vândă. De ce te strâmbi? Nu, nu, mă gândesc la dânsii. Că nu le mergea bine. Păi, fistic, s-ar fi săturat. Și-au vândut casa, toate bunurile pe care le mai aveau în Statele Unite pentru a face rost de bani pentru călătorie. Au ajuns la concluzia că se pot descurca, pot să trăiască minimalist. Am purtat sau vom purta aceleași haine în fiecare zi și le spălăm manual în fiecare seară, spune Grace. Ca să economisească și spațiu, că pe o cabină de vas e mai complicat. Cu banii obținuți, ei au închiriat o cabină pe Villa Via Odyssey, care va costa aproximativ 43.000 de dolari pe an. Păi da, croaziera durează 3 ani și jumătate. Da. Deci costă păi ceva. Practic în fiecare an 43.000 de dolari. Dar nu mai dau bani pe mâncare și nu mai plătesc facturi. Inclusiv. Da. E all inclusiv, deci primesc așa. În general, astea pe bărci sunt all inclusiv, da. Mâncare, băuturi răcoritoare nelimitat, plus băuturi alcoolice la cină. Ce trebuie mai mult? Wi-Fi gratuit, poți face controle medicale, nu sunt incluse medicamentele și nici tratamentele. Lui Luca îi strălucesc ochișorii. Mi se pare bună, da. Dacă vin la Sulina, poți să ia fără rețetă. Frate, da. Îi trimiți pe tăi ce mai ai copii, că acum gata. Ei, mai am un pic cu ei. Gata, îi expediezi la atelier. La ceva școală duală, nu? Da, deci, practic, aia cu sudorul, noi credeam că e pentru el, dar vrea să-și facă copii. Room service 24/7, curățenie săptămânal, în preț este inclus și un serviciu de spălătorie de două ori pe săptămână. S-au scos. Da, 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 doamna a zis că spală manual, ea... Da, deci da, costă în plus decât săpunul. Deci nu mai au cheltuiel cu asigurările, că totul este practic asigurat în banii ăștia. Nava de croazieră nu se va opri după cei 3 ani și jumătate, va continua să ocolească globul. La fiecare 15 ani, nava va fi înlocuită. Deci îți dă și apartament nou. Mă rog, cameră nouă. Ei... Deci... ce fac? Pe navă sunt 8 punți și o piscină. Și vor să rămână acolo forever? Da, forever. Cum rămâneam noi la cinema, că se termina filmul și rămâneai în sală și mai vedeai o dată? Cu același bilet? Acum... Același film? Dacă ne plăcea mult, da. Când eram... Verifici dacă a și a doua oară... Liceenii de 3 ori. Și a doua oară cowboy-ul în pușcă pe indiană. Nu, serios, când eram în liceu, mergeam cu colegii. Da. Și dacă ne plăcea mult de tot filmul, rămâneam pitiții în baie. Când intrau ăia la curățenie în sală, pe urmă ne strecuram înapoi în sală și mai vedeam o dată. Da. Așa. Mă rog. Așa și ăștia zic. Păi cât ai zis că e pe an? 43.000 de dolari pe an, cabină fără balcon. La balconii mai scumpi. Și erau amărâți, erau necăjiți, au un singur rând de haine. Da. O să-i zică, Țuțu, ai slip-ul pe dos. Păi, viața poate... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.